Este la iveală noi informații în dosarul crimelor de care sunt acuzate cele două doctorițe din Spitalul Sfântul Pantelimon. Tribunalul a dispus astăzi arestarea preventivă a celor două pe o perioadă de 30 de zile. Între timp, mai mulți medici, unii chiar de top, iau apărarea doctorițelor, în timp ce premierul vorbește despre închisoare pentru toți cei implicați și care se fac vinovați de ororile de acolo. Dragoș Bisticeanu revine alături de noi cu o analiză completă. Dragoș? Bună seara, Victor! Bună seara, stimați telespectatori! Am revenit într-o transmisiune specială, întrucât apar noi informații despre ororile din Spitalul Groazei, din Spitalul Pantelimon. Am asistat astăzi la un moment de necrezut, cu doctori care pare că s-au solidarizat cu ororile de acolo. Doctori care refuzau să mai lucreze, până când s-a dus ministrul Rafila și pare că i-a convins să se întoarcă la treabă. Asta în contextul în care l-am văzut pe managerul spitalului. E incredibil ce ne-a spus omul ăsta. Ne-a spus de pildă că e foarte complicat pentru spital în privința cheltuielilor cu pacienții de la ATI, de parcă îi dă din buzunarul lui. A spus că e costisitor pentru spital să-i țină pe oamenii ăștia în viață, de parcă nu asta e meseria doctorilor, să încerce să-i salveze pe pacienți. Ne-a mai spus că, într-adevăr, erau vreo doi oameni care așteptau la unitatea de primiri urgențe, dar că, așa sfios, ne-a explicat că asta nu justifică atitudinea doctorițelor. Două doctorițe care, în loc să-și salveze pacienții, stabileau cine trăiește și cine moare. Asta se întâmpla în spitalul Rezis Pantelimon, stimați telespectatori. Asta se întâmpla acolo, într-un spital important al țării, un spital în care, în teorie, oamenii trebuiau să fie salvați, dar în care vedem și știm deja despre un pacient căruia i-a fost scăzută doza de noradrenalină. A avut zile de la Dumnezeu și a supraviețuit inițial, după care, după ce i-au scăzut doza, o asistentă i-a crescut-o la loc și ce credeți că au făcut cele două doctorițe? I-au scăzut-o la loc. N-a mai rezistat, a murit. Câți alți pacienți n-au avut aceea soartă, mai ales că din spitalul acela aflăm că mirosea cadavre umane. Că în acea morgă mobilă erau zeci de pacienți decedați. Părea un soi de afacere acolo, dar rămâne de văzut dacă procurorii vor găsi o legătură. Sunt mai multe mărturii despre cum funcționau lucrurile acolo în Spitalul Pantelimon. Despre pacienți care nu erau îngrijiți cum trebuie, despre rude care au vorbit despre ororile de acolo din spital. Nu i-a păsat nimănui. Corpul de control al ministrului, ne amintim ce ne spunea în luna mai, că totul este în regulă la Spitalul Pantelimon. A fost nevoie de foarte multe dezvăluiri de presă, pe care le-am făcut inclusiv aici, la România TV. Iar acum, șefa secției de la Pantelimon spune că presa nu lasă să-și facă treaba. Ce treabă, doamna doctoră? Cu tot respectul pentru meseria pe care o practicați, presa a fost aici ca să scoată la suprafață ororile, să detalieze ce se întâmplă în acest spital, să vorbească despre pacienți care, repet, puteau fi salvați, dar care au sfârșit tragic. Pentru că ați făcut, din ce se pare, din datele procurorilor, un soi de experiment. Ați vrut să vedeți dacă rezistă, poate, cu o doză de noradrenalină de 1 miligram. Iar acum, ce să vedeți? Sunt medici care sar în apărarea acestor doctorițe. Rămâne de văzut ce va stabili ancheta. Nu suntem cadre medicale, nu suntem aici să facem justiție televizată, doar punctăm ceea ce vedem cu toții. Și anume că spitalele din România se moare. Pot foarte multe dintre aceste decese să fie evitate? Ar putea mulți dintre medici să schimbe atitudinea față de pacienți, față de aparținători? Cu siguranță da. Ar putea să respecte protocoale? Ar putea să înțeleagă că viața pacientului este prioritară din toate punctele de vedere? Ar putea să o facă. Și ceea ce s-a întâmplat la Pantelimon, poate, și avem dreptul să ne întrebăm dacă nu s-a întâmplat și în multe alte spitale din țară. E o întrebare legitimă. E important să aflăm despre toate ororile din spitale. În privința Spitalului Pantelimon, vă spuneam, managerul ne-a explicat cât de costisitor este fiecare pacient de la ATI. Cum este un cost suplimentar pentru spital, care cumva ne dădea de înțeles că nu se justifică. Domnule manager, viața fiecărui om este cea mai importantă. Fiecare om ar trebui să aibă șansa în această țară să fie salvat. Ce s-a întâmplat acolo este de nedescris și n-ar mai trebui să se repete vreodată. Iar această chestiune pe care mulți dintre medici, cu tot respectul, încearcă să ne explice, că doza aceea pe care au scăzut-o era justificată de anumite proceduri medicale
Și atunci, de ce ne-ați mințit la început că, de fapt, n-ați căzut nicio doză? Rămân foarte multe semne de întrebare. E o adevărată dramă ce se întâmplă în spitalele din țară și mă refer aici la felul în care sunt tratați pacienți, la ce s-a întâmplat cu foarte multe rude, la ce s-a întâmplat în spitalul Pantelimon avem deja mărturii și am văzut cu toții tupeul acestor medici și vă invit să urmărim împreună acest material. Controle peste controle, într-un final, procurorul care se ocupă de ancheta crimelor din spitalul Sfântul Pantelimon a dezvăluit cum doctorițele au încercat în mai multe rânduri să omoare un pacient, care în final a decedat. Probele au relevat că pe 26 martie anul acesta, una dintre inculpate a redus voluntar doza de noradrenalină la un pacient aflat în stare destul de gravă, de la 15 ml pe oră la 1 ml pe oră, încercând să, cu intenția de a provoca decesul acestuia. Practic, decesul nu a survenit pentru că o asistentă a suplinit această lipsă a noradrenalinei administrând această substanță nu prin injectomat, ci printr-o perfuzie. Ulterior, în data de 4 aprilie, aceeași doctoriță care a redus doza în 26 martie, împreună cu o colegă, au redus doza de noradrenalină la același pacient, de data asta de la 20 ml pe oră la 1 ml pe oră. În circa o oră a survenit decesul. Între timp, doctorul Bogdan Socea, managerul spitalului Pantelimon, a declarat fără rețineri că un pacient de la secția de terapie intensivă generează costuri mai mari decât poate suporta unitatea medicală, aceasta fiind subfinanțată. Pacienții de terapie sunt decontați, ce pot să vă spun clar, sunt decontați la o valoare mult inferioară cheltuielilor. Deci un pacient de terapie intensivă, până la urmă, reprezintă un deficit bugetar pentru spital. Și premierul Marcel Ciolacu a reacționat în scandalul morților de la spitalul Sfântul Pantelimon. Important e că descoperim aceste lucruri. Da. Ce credeți că ar trebui făcut? Ministrul Sănătății va intra. În primul rând să intre la pușcărie cei care fac acel gen. Totuși, în mijlocul întregului scandal, rudele victimelor își plâng durerea și cer să se facă dreptate. Sora unui pacient acuză medicii că i-ar fi scos din tratament o substanță, moment în care rinichii lui au cedat. Iar fiica unui alt pacient spune că medicii au refuzat să-i facă tatălui ei operația care ar fi putut să-i salveze viața. Astăzi de dimineață i-am sunat la ora 8:30 ca să întreb ce cremă să iau fratelui meu, pentru că avea aici o rană cu carne vie și vreau să-i iau o cremă ca să-i fie mai bine. Și după ce am vorbit cu asistența, mi-a spus că nu, că i-a pus acum o cremă și că este foarte bine. Când am ajuns la ora de vizită acum și nici nu am ajuns bine la etaj și am stat 5 minute, mi-au spus că trebuie să vorbească doctora cu mine și atunci mi-am dat seama că se întâmplă ceva, pentru că au scos pe cineva afară. Și mi s-a strâns inima, așa, am știut cumva că-i fratele meu. Era internat pe secția de terapie intensivă? Da, și n-au voie să spună mie timp de la 8:30, la ora asta, nu se poate. Tatăl meu, fiind un pacient neurologic, se impunea intervenția, operație de tracheostomă, conform protocolului, în primele 7-10 zile de la internare. Eu am solicitat, pentru că nu am fost anunțată, am solicitat această intervenție de tracheostomie după aproape o lună și o săptămână, am semnat și consimțământul și efectiv în acel moment nu s-a dorit efectuarea tracheostomei. Tracheostoma este o intervenție care scădea drastic infectarea tatălui meu cu aceste infecții nosocomiale. Și reducea și riscul de broncopneumonie, bineînțeles, pentru că a fost ventilat mecanic, a fost intubat și prezenta chiar urme de sânge și impurități în cavitatea bucală, deci era clar că acolo era un focar de infecție și cauza decesului a fost disfuncție de organe datorită șocului sepsis. Pe data de 3, la ora 9 seara, l-am adus pe tata cu ambulanța că se simțea rău, în ce sens, avea tensiunea foarte mare și îl durea capul, dar el atât a avut, tensiune.
L-am adus cu ambulanța aici, la camera de gardă, l-a băgat jos la terapie. Între timp l-au mutat sus la etajul 4, la terapie intensivă. L-a ținut acolo câteva ore, nu știu ce, i-a băgat niște perfuzii. Noi am vrut să-l luăm acasă. Dar doamna doctor după secție, care era dânsa de gardă, ne-a spus că n-are rost să-l luăm acasă, că este foarte grav. L-am mutat la etajul 2, a spus că s-a agravat din ce în ce mai rău. A început să țipe doamna doctor, care era de gardă pe tata de 4, de la terapie, de la etajul 2, că să-i aprindă o lumânare. Noi când am auzit așa, o dat seama că pe loc am avut un șoc. Nu ne-a venit să credem. Avea buza spartă, mâinile și picioarele erau legate foarte strânse, îi curgea sânge din mâini, în ce hal a putut să-l strângă și el țipa în continuu, luați-mă acasă că nu mai pot, mă omoară, astea, m-au bătut, nu pot să mai rezist, luați-mă acasă. Și la ora 3, în aceea zi, când noi, după ce am ieșit, că a chemat paza de aici, din spital, să ne dea afară, tot pe mama mea, îmbrânci afară și paza, la ora 3 ne-a declarat decesul. Și noi, vă dați seama că am rămas șocați. Vă spun sincer și cu mâna pe inimă, că ei i-au făcut ceva. Domnul manager al spitalului Sfântul Pantelimon, ce curățenie a făcut în spital, câte diplome există, că să intră numai pe bani, ce curățenie s-a făcut de au decedat atâția oameni, da? Inclusiv tatăl meu. Pe data de 3, când l-am adus pe tata la spital, m-au pus să cumpăr tratament. Am cumpărat, am fost la 5-6 farmacii, nu am găsit tratamentul respectiv, m-am întors la spital, i-am spus doamnei doctor care era de gardă, că nu am găsit și a zis, nicio problemă, dragă, până la urmă am găsit noi. Bun, i-au făcut, nu i-au făcut, nu știu dacă i-au făcut ce i-au făcut, dar ce i-au făcut că l-au adus inconștient. Deci, imediat a căzut în... i-au făcut, l-au calmat de tot. La a doua zi era mort tata, da? Dreptate o să facă Dumnezeu, pentru că nu ai cum să te lupți cu un spital. O altă pacientă susține că a fost învinețită și bruscată pe patul de spital. Asistentele i-au interzis să mănânce și să se hidrateze pentru a nu fi nevoite să o schimbe. Ia uite din cauza ei. Dar ce mi-ai zis, ceva mă seama? Ia. Stai să iau banii. Nu vreau să-i țutez la fata aia. Oh, de ce m-am dat de vor acolo? M-a trăit pe jos. Și aici ești vânătă, ia uite. Și acolo ești vânătă? Da, ești vânătă, da. Iar asta nu este tot. În urma dezvăluirilor făcute la România TV, tot mai mulți oameni au avut curajul să vorbească despre ce li s-a întâmplat. Este și cazul unui bărbat care și-a dus mama la analize la spitalul Sfântul Pantelimon și care a dezvăluit pe internet că i s-a cerut șpagă. Mi-a fost recomandat să o internez pe mama la acest spital, la Sfântul Pantelimon, pentru niște analize, pentru un computer tomograf. Persoana care m-a trimis acolo mi-a spus să pun în plicul cu acte 250 de lei. Eu am zis, bă, mama e asigurată, la stat n-are rost, nu văd de ce, nu vreau să fac chestia asta. La ora 1 noaptea primesc telefon de la doctorița respectivă, mă duc acolo, zicea, e grav, are cancer în metastază. Vă dați seama ce șoc poți să ai în momentul în care se spune o chestie ca asta, că trebuie operată, că zic, păi și cât costă asta, că na, mama e asigurată, nu costă nimic, nu, ci că ha, ha, ha. Așa s-a dat pe spate și a fost, face, haide, veniți cu ea că o operăm. Vreau să vă arăt pe foile de analize ce scria de fapt. Stază stercorală difuză, care nu înseamnă nici de cum metastază și nici de cum cancer. Mama este bine, mersi și acum. Alături de mine, în studio, reputat avocat Sergiu Andon. Bună seara, domnule Andon, mulțumesc că sunteți împreună cu noi. Ilustrul nostru contemporan, domnul Bogdan Chiriac. Bună seara, domnul Chiriac. N-aș vrea să fiu contemporan cu ce se întâmplă acolo. De nefericire suntem. Lucian Romașcanu a fost ministru, senator al Partidului Social Democrat, purtător de cuvânt al Partidului și președinte ales al CJ Buzău, Dumnezeule, câte funcții avea. Și liderul senatorilor. Și lider al senatorilor. De asemenea, Norica Nicolae, fost parlamentar, fost europarlamentar și fost procuror, foarte important. Bună seara, Norica. Și nu în ultimul rând, Cătălin Harnagea, fost director al Serviciului de Informații Externe. Încep cu tine, Cătăline, pentru că știu că ție sunt foarte simpatici cei din conducerea Spitalului Sfântul Pantelimon, care și astăzi sunt în funcție în continuare, că n-a găsit domnul Rafila un înlocuitor și ăsta a zis că se gândește să-și dea demisia, dar încă nu o scrie. Ți-a plăcut declarația aia cu orice pacient de la ATI reprezintă un deficit bugetar pentru spital? Păi, adevărul că orice pacient, nu de la ATI, din spital, în general, reprezintă totuși o cheltuie la statului. Dar, domnul Ciutacu, nu trebuie să ne mire. Eu am spus, cred că, de câteva ori.
atât timp cât noi suntem pe mortalitate, ultimii, în sfârșit, mortalitatea cea mai mare din Uniunea Europeană, pe boli care pot fi tratate sau pot fi preîntâmpinate. Despre ce vorbim? Cazul de la Pantelimon este un caz tipic care îl întâlnim aproape, nu, hai să nu generalizăm, dar este un caz tipic pentru România. Că sunt acum discuții între filozofii de la Asociația nu știu care de terapie intensivă cu alți academicieni de pe la Ministerul Sănătății, că comisia sau corpul de control care n-a avut medici, a avut decât juriști și niște economiști ăia de la Ministerul Sănătății. Care ne-au spus că din punct de vedere medical totul e ok. Juriștii, da, și care au spus că totul e în regulă, da. Iar ăia trimiteau lumea pe lumea ailantă, pacienții, da, pe lumea ailantă, probabil din grijă pentru bugetul spitalului. Pentru bugetul spitalului și probabil pentru suferința pe care o avea cei pacienți. Să se stingă, adică, în liniște, cum ar spune consilierul încă în funcție, exact, al ministrului Rafila, medicul, nu mai știu cum îl cheamă pe ăla, diaconul, așa, care e și psihiatru. E bine. Hai că, domnule, că să legalizăm odată eutanasia asta, ca să poți să moară oamenii în liniște și să eliberezi loc. Și mai vreau să mai spun ceva. Am citit cu foarte mare atenție și comunicatele date de, da, în sfârșit, asociații și tot felul, și inclusiv a procuraturii. Lumea zice, prezintă acolo situația, mai ales partea medicală, că, domne, se poate, că sunt anumiți pacienți care ar trebui totuși să nu li se aplice tratamentul ăsta. Totuși avem în față 17 decese în 4 zile pe acea secție. Păi să ne explice aia de la medicii de la... N-ai auzit că aproape toți aveau pneumonie, deși nu s-a anunțat la momentul respectiv, adică, o epidemie? Domne, e vorba de acea secție, nu e vorba de, da, acel spital. E de aceea o secție mai mică dintr-un spital mai mare. 17 oameni în 4 zile. Bogdan Chiriac, mă întorc la metaforă, sau, ca să nu spun neghiobia de unui conferențiar. Noi suntem mijloace de inventar, suntem mijloace fixe, cât reușim să producem un bănișor pentru întreprindere, suntem utili. Domnule, și ulterior ne dă la casat? Victor, declarația domnului conferențiar îl descalifică din profesia de medic. Din profesie, nu numai din funcția de medic. Profesie, nu? Deci ca medic nu poți să spui că, domne, matale bolnav, ești un deficit pentru bugetul statului. Cu cât te țin mai mult în viață, cu atât ai într-o oră mai mare. Deci noi plătim asigurări medicale, plătim, ne ia... Nu, și plătim cât ne zice statul, nu cât vrem noi. Păi... Ne-a luat 7 rânduri de piei, da, după noi, de, nu, dar nu e ca și cum fiecare plătește cât de zile necesar. Și înainte tot așa, și, deci nu se poate. Totuși nu înțeleg în continuare acest lucru. M-am exprimat public și la altă televiziune în favoarea ta. Multă vreme nu te-am crezut cu această anchetă. Că da, tu ai aruncat-o primul pe piață, ai ținut. Cătălin Antochi a descoperit subiectul și ulterior, da, mediatizarea noastră a devenit. Și am spus, domne, nu puteam să înțeleg, nu știu, e și domn profesor Andon aici, cum niște medici, instrumente în mâna lui Dumnezeu ca să salveze vieți, asta am învățat-o de la marele profesor Ioan Lascăr, peste noapte au devenit criminali în serie, nu orice criminal în serie, da? Deci, dacă cineva continuă să, sau ar putea să mă explice mobilul, de ce? Sau e o practică în anumite spitale. La ideea că s-ar trebui să fie o chestie națională și să nu fie recunoscută și abia cu să fie foarte frică. Mi-e foarte frică să mă gândesc la lucrul ăsta. Deci, în continuare, domne, nu se cunoșteau. Nu erau dușmani. Da. Doctorițele alea să tai noradrenalina, că am avut discuția asta și am zis, hai, domnule Victor, vezi de treaba ta, că nu e medicament oncologic să fie și aici de mii de dolari pastila. Înțeleg că noradrenalina costă 2 lei. Da, e ieftină. Da. E ieftină, câțiva lei acolo, deci nu te omora la bugetul. Da, da, te omoră la restul de costuri cu bolnavul, ca să zic. Da, la terapie intensivă înțeleg că e 3.000 de euro pe zi să ții bolnavul, pe, mă rog, da, atunci nu mai face secție de terapie intensivă. Desfințăm. Și eutanasia, ce spune consilierul ministrului Rafila, da, păi eutanasia mă cer eu. Și e interzisă pe lege în România momentan. În România, și dacă te cer tu. De deci consilierul ministrului Sănătății ne anunță că ar fi bine să legalizăm. Să moară.
Deci nu, dacă poate aflăm totuși mobilul, să vedem... Nu reușesc să aflăm la Brăila de 3 săptămâni și o să-l aflăm aici? Hai, dumne, acolo e destul de clar. O să discutăm și acolo. Da. Domnule Andon, România a revenit după 34 de ani la stadiul de mediatizare externă pe care l-am blamat și l-am condamnat atâta amar de vreme. Ține prima pagina ziarelor de pe tot globul pământesc, Uzura Bogdan Iacob, din Bulgaria până în Brazilia, trecând până în America și așa mai departe, cu cazul celor două doctorițe arestate pentru crimă. Vă mai amintiți anii 90 cu spitalele, cu azilele, cu casele de copii și așa mai departe. Bănuiesc că și televiziunile o să reflecte cu acuitate povestea asta. Și se întâmplă dintr-o poveste care a bubuit acum 4 luni de zile și pe care oficialii statului român, în funcție cu Ministrul Sănătății, domnul Rafila, au ignorat-o. Bine, domnul Rafila, ca orice politician, probabil că 3/4 din ce gândește în mod real nu se exprimă. Să sperăm că ia măsuri. Dar nu despre asta e vorba. Care măsuri? Împărtășesc nedumerirea, neîncrederea domnului Bogdan Chiriac, chiar mai mult. Eu sunt blocat în puterea de înțelegere. Chiar sunt blocat. Nu știu ce e acolo, se va vedea mai la sfârșitul procedurilor judiciare, mă refer și la proces, dar așa și ca ipoteză, îmi stă mintea în loc, știu eu cum Popa Șapcă, să zic, să trezește în fața unei locomotive sau avion. Nu poate să crede că există așa ceva. Adică, în afară de profilul profesional, de noblețea meseriei, etc., etc., mă gândesc la profilul psihosomatic al celui care se face medic. Nu poate oricine, nu? Nu-ți place să alergi, nu te faci atlet. E o întreagă formație și o întreg climat de lucru și o întreagă activitate de zi cu zi care e incompatibilă cu modul ăsta de gândire. Dar, căutând totuși explicații, mi-am zis că ne aflăm la intersecția a 3 mari catastrofe, nu știu cum să le zic, 3 mari linii nefericite de acțiune în contemporanitate, în defavoarea omului și a sănătății și a șanselor lui de viață. Prima, într-o ordine oarecare, ar fi etapa aia pandemie. A lăsat, a tăpălăgit, a tăvălugit mult în conștiința și a medicilor și a personalului și al mentalității generale. Că se poate muri ușor, că te duci la spital, să ne amintim câte incidente erau de tipul nu erau vizitați și de supra-solicitare. Adică și nu dau vina numai pe corpul medical, dau vina pe toată isteria care s-a creat în jurul pandemiei, care a supraaglomerat spitalele și care a dus, cum spuneam, la o altă paradigmă, cum le place multora să zic, a înțelegerii profesiei de medic, de asistent, de rost al spitalului, de rost al terapiei intensive. Da. Terapiile intensive în perioada pandemiei erau antecamerele morții. Ăsta e adevărul. Da. Și ca atitudine... Și cineva mie mi se pare că se străduiește să confirme teoriile. În al doilea rând avem clar o degradare profesională a învățământului și a nivelul de pregătire profesională a medicilor din România în comparație cu perioada mai veche în care veneau studenți. Avem și o problemă de mentalitate? Studieze. De mici Dumnezei, ce să credem? Da, asta e al treilea rând, este mentalitatea mercantilismului. Dacă vezi chiar duplicitatea acestui regim, cum a fost candidatul acela de la pentru primar al capitalei și mulți alții, până la prânz la stat, după aia la privat, pasesc clienții de colo-colo, asta întreține, o fi bună, poate, ca metodă și ca acoperirea necesarului de personal. Dar ca atitudine față de actul medical, e clar că hrănește latura mercantilă a profesiei. Da, da. Și practicile. Domnul Moșchile. Da. L-am auzit pe domnul Ciolacu extrem de revoltat. Și pe bună dreptate. Să fie altfel. Dar văd că în domeniul administrativ, pe care îi place sau îl păstorește domnul Ciolacu, că e sănătatea total lui cât e premier, un ministru pe care, dacă nici nu l-a mai sprijinit, nu l-a mai sprijinit nimeni în media românească, este incapabil să dea unul afară, domnul.
Unul care ne spune că suntem obiecte de inventar. Unul pe mandatul căruia moare lumea pe capete și vine un procuror și susține că are probe și judecătorul crede că două doctorițe omoară oameni ca în filme. Știm cu toții că nu e un exercițiu simplu să dai un om afară, indiferent de nivelul de abatere pe care l-a făcut. Cred că domnul Rafila va lua măsurile necesare, înțeleg că s-au dat demisia. Acum... Nu. Managerul nu și-a dat demisia. Înseamnă că managerul... A zis că și-a stat disponibilitatea. Am văzut un cearșaf scris de colegii lui Vlăduț. Înțeleg că... Nu și-a dat. Ăsta e numit de Vlăduț. E numit de Vlăduț. Da, da. Tovarășul cu medicina. Da, iertați-mă, partea cu morții e pătura lui Rafila, nu e pătura lui Vlăduț. Sigur, vorbeam de profesie. Medicina, da. După mintea mea, nu e profesie, e vocație, iar ceea ce au făcut, au căzut în infern. Eu am văzut întâmplător pe un canal dedicat medicinei un serial despre asistenții care omorau pacienți, dându-le sau nedându-le, sau nedându-le da. în Marea Britanie. Și, apropo de mobil, de fiecare dată când ajungeau și au luat ani grei de pușcărie, chiar pe viață, spuneau, domnule, am vrut să le curmăm suferința. Era prea mult. Și cred că este același simptom de a fi Dumnezeu, când poți să pare să ai instrumente. Ca și Dumnezeu pentru o zi, vorba. Pentru o zi. Au fost pentru o zi, pentru, din nefericire, foarte mulți oameni. Și nu cred că există un alt mobil. Financiar, acel medic, probabil că nu și-a dat seama. Acel medic e în funcție în continuare. Să spui că e un cost și să duci cu mintea că reducem costul. E un deficit, nu e un cost. E un la Boloș, la finanțe. Nu, eu cred că pur și simplu a fost o joacă de-a Dumnezeu, crezând ele în mintea lor mică. Doar ele în mintea lor mică sau acoperitești de niște minți mai mari? Cred că există vreun fenomen pe scară largă în sensul ăsta. Auzi-vă, Dumnezeu. Norica Nicolae, care ar putea fi mobilul? Dumnezeu, uite, te întreb ca procuror. Și tu știi foarte bine că eu nu sunt cel mai mare fan al procurorilor. Dar am văzut că un procuror s-a ocupat de cazul ăsta în liniște 4 luni de zile. Deci noi l-am înjurat toți că nu face nimic după ce s-au depus plângerile cu privire la, sau denunțurile cu privire la ororile astea. Și după 4 luni de zile le-a săltat pe mandat de reținere ceea ce se poate conform legii și s-a prezentat cu ele la arestare în fața unui judecător de drepturi și libertăți căruia pare că i-a oferit suficiente probe să-l convingă să le țină pe doamnele acolo. Victor, eu am să împart intervenția mea în două. Te rog. Despre acest proces, după părerea mea, e nevoie și de o expertiză. Eu nu-mi pot permite să divaghez despre noradrenalină, nu știu ce este. Nici noi nu avem specializare în domeniu. Sunt niște protocoale care trebuie respectate și asta trebuie să-mi spună un expert. Bănuiesc că există astfel de expertiză. Dar punctul pe ei l-a pus managerul care ne-a vorbit de costurile pe pacient. Da. Din păcate, n-am văzut o anchetă ordonată de guvern cu privire la decontările procedurilor medicale de către Casa Națională de Sănătate. Aș vrea să știu și eu cât se decontează pentru sistemele private și cât se decontează pentru sistemele de stat. Nu avem încă, mă rog, o valorificare a prestației medicale. De ani de zile se chinuie România să spună cât ar trebui să coste o operație. Eu știu, de apendicită sau... Norica, indiferent cât să cheltuie la stat, indiferent cât să cheltuie la privat, ție ți se pare justificată o astfel de afirmație și de acțiune? Un singur lucru. Ne costă? Hai să le luăm gâtul? Nu. Nu mi se pare deloc justificată, dar după părerea mea, ceea ce s-a început în pandemie și se desăvârșește acum va duce la falimentul sistemului de stat de sănătate. Mi-este foarte clar. Sistemul este subfinanțat, nu toată lumea își plătește contribuțiile. Am înțeles. Costurile sunt... Dar e valabil și în alte spitale în care nu moare lumea pe capete la terapie intensivă. Da, toți de pneumonie la aceeași oră. Și o culpă medicală, Victor. Putem să analizăm și o culpă medicală. Dar trebuie să facem această analiză și să terminăm odată cu această duplicitate. Nu e culpă. Dar nu prea e culpă, Norica, că omul ăla le acuză de intenție. De la privat, pentru că, din păcate, românii nu își pot permite să acceseze prestațiile medicale. Total de acord cu tine. Păi la privat se decontează mult mai puțin ca la stat.
Mult mai puțin. Mai mult. Nici pomeneală, nu, Norica. Domnule, stați-o, Norica, apropo de ceea ce numești tu culpă. Domnule, pot să vă citesc din documentele procuraturii? Domnule, am să citesc din documentele procuraturii. Domnule, la un moment dat, nu-și poate aminti exact momentul zilei, inculpata Miron Maria, una dintre cele două doctorițe, a venit pe salonul martorii, a modificat rata noradrenalinei pe injectomatul pacientului de la 15 ml pe oră la 1 ml pe oră și a spus că e de lăsat. Totodată, făcând mențiunea că martora streacă în foaia de observație valoarea de 15 ml, nu de 1, cât spun procurorii. În foaie și citez acum, da, și ne spune, în foaie treceți 20 sau cu 15 și să meargă cu 1. Ce înțelegeți de asta? E premeditare, e crimă cu premeditare. Nu e culpa aici, doamna Nicolae. Culpă. Nu, eu nevăzând dosarul, e foarte greu să analizez. Îți citește Victor din dosar. Îți citește din dosar și din niște declarații. Este o declarație, va trebui să vedem toată ancheta. Da, ieri tocmai se întâmplă o percheziție, inclusiv informatică, la doamnele doctor acasă, printre altele. S-ar putea să mai avem niște surprize pe tema asta. Asta trebuie să coroborăm cu foarte multe probe. Și acum nu o să rezolvăm noi cazul în seara asta. Probe, nu-l rezolvăm, dar 17 morți în 4 zile e o aberație statistică. 22, că pe 5 a uitat să-i treacă, că începea garda la ora 2 și a zis că ce a fost și a murit până la 2, nu se pune. Am înțeles. Deci 22 de oameni morți în 48 de ore. E foarte mult. Păi, e oribil. Ceva s-a întâmplat acolo, nu? Sigur, păi, trebuie să vedem ce s-a întâmplat. Deci până de la Dumnezeu n-au fost toți 22 de morți în... Și nu 17 dintre ei de pneumonie în același timp, într-o perioadă în care nu era epidemie de pneumonie. Dacă nu s-au strâns toți pneumoticii, deci, la avem motive de data asta să-l credem pe procuror. Hai să-l credem.